Bună ziua, mă numesc Ana Maria Sândulescu, sunt profesor de limba și literatura română la școala gimnazial Pietrari. În perioada 19-24 septembrie 2022 am participat împreună cu doamna Crina Popescu la cursul Managementul conflictului, prevenirea bullying-ului și inteligența emoțională, desfășurat la Barcelona și organizat de Europass Teacher Academy. Participarea la acest curs a fost prilejuită de activitatea mea ca voluntar în cadrul Bibliotecii Publice Pietrari, care implementează proiectul Books Not Bullying în cadrul programului Erasmus+, cheia de acțiune 1, educația adulților, coordonator fiind doamna Crina Popescu. Am participat la acest curs și la acest proiect deoarece în activitatea de cadru didactic am remarcat că bullying-ul este o problemă relațională care solicită întotdeauna o soluție și schimbări semnificative la nivelul relațiilor dintre copii și adulți, dar și la nivelul relațiilor dintre adulți. Astfel, prin participarea la acest curs am dobândit abilități și aptitudini, competențele necesare pentru a lucra cu adulții din comunitatea noastră, oferindu-le informații, soluții, sprijin, care vor duce în timp, sperăm noi, la diminuarea fenomenului. Pe lângă informațiile despre conflict, tipuri de conflict, modalități de rezolvare a conflictului, despre inteligență emoțională și despre tipuri de bullying, metode de prevenire și combatere a acestuia, unul dintre marile câștiguri ale participării la curs a fost experiența culturală, schimbul de opinii, de idei, de experiențe de viață cu ceilalți participanți din Polonia, Croația, Finlanda și Norvegia. Am rămas astfel cu o imagine complexă și completă a fenomenului de bullying, de discriminare. Am învățat câteva metode de combatere și de prevenire a conflictelor, de management al emoțiilor și conflictelor. Discuțiile libere și exercițiile de tip introspecție desfășurate pe un fond muzical plăcut, într-o atmosferă caldă, ne-au oferit posibilitatea de a ne conecta atât cu ceilalți participanți cât și cu noi înșine. S-a subliniat importanța dezvoltării la copii a capacității a abilităților de recunoaștere a emoțiilor, a capacității de a le stăpâni, de a accepta și de a le manageria în viața de zi cu zi. Este un prim pas în acțiunea de prevenire a conflictelor. Am găsit foarte utilă prezentarea exercițiilor de tip mindfulness, care vizează oferirea de instrumente pentru a face față presiunii vieții noastre de zi cu zi și pentru a ne oferi metode și posibilitatea de conectare la momentul prezent. Încă o dată, proiectele Erasmus sunt oportunități extraordinare de a intra în contact cu experiența oamenilor de pretutindeni, de a împărtăși experiențe, cunoștințe, emoții, de a găsi soluții și de a îmbunătăți ceva în viața noastră și a comunității din care facem parte. Mulțumesc!